Vă salut, colegi columbofili. Cum am zis, azi le facem la sota. Deci avem aici diluantul care vine amestecat. Aveți grijă să le țineți în frigider. La sota, ciocanelul plin trebuie. Și eu nu folosesc pipetă, folosesc un ceapă, ții, frate. Folosesc un din ăsta de picături, care o să pun în el. Și le pun mai ușor. O să le vină cât o picătură în nări. O picătură într-o nară, o picătură într-o nară și în ambii ochi. Aici scrie că sunt 100 de doze. Dar nu prea vine să cred, că de fiecare dată n-am apucat să le fac la toți. E așa, am luat două. Așa. O să tragem tot conținutul. O să punem în asta. Facem la fel și în cealaltă. Litru de luant și acum introducem în asta. Amestecăm bine. Și apoi îl trage cu seringa. Să aveți grijă că are un cauciuc așa puternic. Și cam ăsta e tot surplus. Tot. O să introducem din nou un acesta. Ca să nu mai stăm și dacă ne rămâne,
la vreunul care nu ne place nouă cum arată. Ia așa. Prindem de ciuc, o picătură într-o nară. Picătură într-o nară. În ochi. În ochi aveți grijă că totodată o dau afară. Așa. Și cam asta e toată operațiunea. Și o să o punem în... Și eu îl pun în lada de transport ca să nu-i încurc, să nu le fac ori de două ori sau să nu le fac. Nu e așa greu. Am terminat și de făcut la suta. Chestia este că mi-a mai rămas vreo 5-6 porumbii de nuiam, inclusiv și turturelele. Dar cred că o să mă duc mâine și o să le iau ca să le fac la fiecare. Mi-au rămas jucătorii, bimoțații, un pui de jucător care nu le-am făcut și turturelele și un satinet și mâine o să le iau. E foarte bună la suta pentru că le îmbunătățește imunitatea. Este foarte bună pentru boala Newcastle. Și de asta o să trebuiască să le mai iau. Încă văd că nu s-a ating de apă să facă baie. Ce am observat luându-i la mână o turtură din asta, rândunică de Saxonia, are un din asta de grăsime la o aripă. Dar nu știu, într-o săptămână să iasă ca barbirarea. După o săptămână o să le fac vaccinul de paramixo și după PH-ul, după peste două săptămâni. Și sper să nu mai am probleme cu ei toată vara. Vă salut!